Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oameni, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci. Iată, dragi ascultători, că am ajuns la capitolul cu numărul 18 din Cartea Geneza. Încă mai sunt 32 de capitole din această carte a Bibliei. Cu ajutorul lui Dumnezeu sper să trecem prin toate, dar scopul nostru nu este doar să parcurgem un număr de capitole, ci să învățăm ceea ce Dumnezeu, cu dragoste, ne transmite fiecăruia. Sfințirea, neprihănirea, vine în urma încrederii noastre crescând în Dumnezeu, pe care îl cunoaștem tot mai bine prin intermediul Cuvântului Său. Din ceea ce am văzut până acum, Dumnezeu ni se înfățișează ca un Tată iubitor, atent și grijuliu cu cei care îl recunosc ca Tată. Avram este un personaj cu totul aparte în aceste relatări, impresionant nu numai prin credința lui în Dumnezeu, dar și prin umanitatea lui în ceea ce privește greșelile pe care le face. Așadar, Avram nu este un supererou, unul rupt de realitate, un personaj de roman științifico-fantastic, ci un om normal, un om cu merite, dar și cu păr slabe, unul de la care avem multe de învățat. Acest capitol cu numărul 18 prezintă câteva lucruri care, deja, sub o formă sau alta, au intrat în conștiința umanității. Provocarea deosebită apare aici în ceea ce privește modul în care alegerile pe care le facem afectează viețile noastre. Am început să vorbim data trecută despre acest aspect, dar aici ne întâlnim deja cu exemple concrete. Să ne apropiem însă de textul Bibliei și să vedem ce ne spune el. Domnul s-a arătat la stejarii lui Mamre pe când Avram ședea la ușa cortului în timpul zădufului zilei. Avram a ridicat ochii și s-a uitat și iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor de la ușa cortului și s-a plecat până la pământ. Avram este de acum un om bătrân, chiar și după standardele acelor vremi, când media de viață era mult mai ridicată. Corturile lui erau lângă stejarii lui Mamre, în partea de sud a țării. Acolo este vizitat de trei persoane. Avram era un om foarte ospitalier. Apoi a zis, doamne, dacă am căpătat trecere în ochii tăi, nu trece rogute pe lângă robul tău. Îngăduie să se aducă puțină apă ca să vi se spere picioarele și odihniți-vă sub copacul acesta. Desigur, pentru noi acest model de ospitalitate pare puțin neobișnuit. Este destul de greu să spui unui străin să intre la tine în casă și să-i speri picioarele. Se pare însă că acesta este unul din cele mai vechi obiceiuri pe care le cunoaștem. Vă aduceți aminte de cina cea de taină în care Domnul Isus spală picioarele ucenicilor? Cred că este un adevăr spiritual foarte însemnat. Cred că acest obicei despre care ni se vorbește aici este la fel de răspândit cum este obiceiul ca atunci când intri în casa cuiva să-ți scoți pălăria. În acele timpuri, ei nu-și scoteau învelitorile capului, dar își scoteau încălțămintea și își spălau picioarele. Acesta era modul de exprimare al ospitalității. Cred că fiecare dintre noi poate aprecia ce înseamnă ca după o călătorie lungă prin praf și soare să te invite cineva să stai la umbră și să poți să scoți încălțămintea din picioare și să ți le speli. Un obicei cu mare valoare practică, oricum. Avram dă dovadă de adevărată ospitalitate față de acești oameni. Și iată ce face el mai departe. Am să mă duc să iau o bucată de pâine ca să prindeți la inimă și după aceea vă veți vedea de drum, că și pentru aceasta treceți pe lângă robul vostru. Fă cum ai zis, i-au răspuns ei. Avram s-a dus repede în cord la Sara și a zis, pe repede trei măsuri de făină albă, frământă și făturte. Și Avram a alergat la vite, a luat un vițel tânăr și bun și l-a dat unei sluși să-l gătească în grabă. Apoi a luat unt și lapte împreună cu vițelul pe care îl gătise și l-a pus înaintea lor. El însuși a stat lângă ei sub copac și le-a slujit până ce au mâncat. Dragii mei, ce spuneți? Câte persoane cunoașteți care ar fi în stare să facă ceea ce face Avram? Eu nu nu cunosc foarte mulți. Observați câte promite de puțin la început și ce aduce pe urmă. El spune vizitatorilor să stea să mănânce o bucată de pâine, iar apoi face un adevărat ospăț. Nu știm dacă Avram a intuit în vreun fel cine sunt acești musafiri, dar se pare că nu erau orice musafiri. În Noul Testament ni se sugerează că ei sunt îngeri ai Domnului, cel puțin așa suntem informați în Epistola către Evrei, capitolul 13, versetul 2. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Bun sfat, nu e așa? Atunci ei au zis, unde este nevastăta Sara? Uite-o în cort, a răspuns el. Unul dintre ei a zis, la anul pe vremea aceasta mă voi întoarce negră și la tine și iată că Sara, nevastăta, va avea un fiu. Sara asculta la ușa cortului care era înapoi a lui. Nici atunci și nici acum, în țările din Orient, femeii nu este îngăduit să stea la masă cu musafirii, mai ales dacă sunt bărbați. De acum musafirii întreabă de ea. Ei întăresc promisiunea că ea va avea un fiu. Sara însă asculta din spatele cortului și are o reacție la fel cu a lui Avram, dar de o altă factură. Ea râde. Însă, parcă nu cum a râs Avram de bucurie, ci mai mult din neîncredere. Avram și Sara erau bătrâni, înaintați în vârstă și Sara îi nu-i mai venea rânduia la femeilor. Sara a râs în sine zicând, acum când am îmbătrânit să mai am pofte, domnul meu, bărbatul de asemenea, este bătrân. Întrebarea pe care o ridică Sara denotă lipsa ei de încredere. Ea se gândește că este ceva mult prea mult pentru ea nu-i se poate întâmpla. Trebuie să recunoaștem că este o reacție pe care și noi avem adesea. Dumnezeu este atât de bun cu noi încât ne vine să râdem de noi, de bucurie sau poate chiar din neîncredere. Domnul a zis lui Avram, pentru ce a râs Sara zicând, cu adevărat să mai pot avea copil eu care sunt bătrână? Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea aceasta mă voi întoarce la tine și Sara va avea un fiu. Sara a tăgăduit și a zis, n-am râs, căci a fost frică, dar el a zis, ba, ai râs. Sara se temea de cuvintele Domnului și nu recunoaște ce a făcut. Oricum, ne apropiem de un pasaj foarte important, o lecție pe care trebuie să o urmărim cu atenție. Bărbații aceia s-au sculat să plece și s-au uitat spre Sodoma. Avram a plecat cu ei să-i petreacă. Mai întâi trebuie să spun că Avram nu avea o poartă a casei până unde să-i conducă, dar cu siguranță a mers cu ei o bună bucată de drum. Este interesant cât de bine se vede în aceste țări la mari distanțe. În zilele senine se poate vedea cu ușurință de la Ierusalim la Betleem, de la ruinele vechi cetăți Samaria până la Marea Mediterană și la Marea Galilei. Muntele Hermonului se poate vedea aproape din toate pozițiile. Așadar, vizitatorii și îndreaptă privirile acum către Sodoma și Gomora. Atunci domnul a zis, să ascund eu oare de Avram ce am să fac? Căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Dumnezeu nu-i spusese încă nimic lui Avram despre ce avea de gând să facă cu Sodoma și Gomora. Nu a spus că vrea să le distrugă, dar acum este momentul în care Dumnezeu o va face. Observați motivul pentru care îi spune lui Avram acest lucru. Pentru că Avram va ajunge un neam mare. Pentru Dumnezeu, Isaac era deja născut, era deja o seminție. Știa că Avram avea să aibă o mare influență. Noi, în cele din urmă, eu vorbitor și tu, dragul meu ascultător, suntem influențați de Avram. Dumnezeu chiar spune, căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Cum priviți ceea ce spune Dumnezeu despre Avram? Nu v-ar face plăcere ca un om să gândească astfel despre dumneavoastră? Dar Dumnezeu! Cred că oricine și-ar dori să audă aceste cuvinte din partea lui Dumnezeu. Acum urmează ceea ce vrea Dumnezeu să facă cu Sodoma și Gomora. Și Domnul a zis, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. De aceea mă voi coborâ acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la mine și dacă nu va fi așa, voi ști. Este interesantă această poziție pe care o adoptă Dumnezeu. Credeți că nu știa Dumnezeu ce era în inima celor oameni din Sodoma și Gomora? Dar Dumnezeu mai așteaptă. Se apropie însuși de ei, poate se vor schimba. Poate că dacă Dumnezeu nu ar fi vorbit cu Avram despre ceea ce avea să facă, Avram ar fi crezut că este un Dumnezeu răzbunător, unul căruia nu-i pasă de oameni. Dar Dumnezeu se arată a fi un Dumnezeu milos, plin de dragoste, care pedepsește cu durere atunci când trebuie să o facă. De multe ori, Dumnezeu ne spune care sunt planurile lui, care sunt așteptările lui, pentru că nu avem de unde să știm altfel. Cunoștințele noastre sunt limitate. Numai că, și atunci când ne spune aceste lucruri, noi ignorăm cuvintele sale. Odată ce Avram își face o imagine cu privire la ceea ce se petrece acolo, începe să pledeze înaintea lui Dumnezeu. Avram s-a apropiat și a zis. Vei nimici tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău? Poate că în mijlocul cetății sunt 50 de oameni buni, îi vei nimici oare și pe ei și nu vei ierta locul acela din pricina celor 50 de oameni buni care sunt în mijlocul ei? Să omori pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceeași soartă ca cel rău, departe de tine așa ceva, departe de tine. Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Primul lucru care îi vine în minte lui Avram este cel legat de Lot. Vă mai aduceți aminte câte probleme a avut din pricina acestui nepot al său? El l-a mai salvat pe Lot odată. Acum este din nou un pericol. Cred că Avram s-a îngrijorat de multe ori cu privire la relația lui Lot cu Dumnezeu. Dar consideră totuși că Lot este unul care are o relație bună cu Dumnezeu. Frumos gând din partea lui Avram. Astăzi sunt mai mulți cei care au o părere mai puțin bună despre semenilor. lor. Cred că vrem să aștepta să fie mai mulți oameni neprihăniți în Sodoma și Gomora. El nu putea crede că Dumnezeu va distruge pe cel neprihănit împreună cu cel stricat, cel păcătos. Credința lui era bună pentru că așa stau lucrurile. Dumnezeu este un Dumnezeu drept. El nu poate distruge pe cel bun împreună cu cel rău, dar nici nu poate lăsa pe cel rău nepedepsit. Atunci când a fost vorba despre potop, Dumnezeu nu a făcut o judecată globală, ci l-a salvat pe cel neprihănit. La fel se va întâmpla și acum. Credem însă că aceasta ar trebui să fie o lecție pentru noi oamenii. Trebuie să înțelegem de aici că dacă El este un Dumnezeu drept în ceea ce privește izbăvirea celui neprihănit, El trebuie să fie drept și în pedepsirea celui păcătos. Avram începe negocierea cu Dumnezeu de la 50 de persoane. Și Dumnezeu spune că nu va distruge cetatea pentru 50 de persoane. Și Domnul a zis: Dacă voi găsi în Sodoma 50 de oameni buni în mijlocul cetății, voi ierta tot locul acela din pricina lor. Avram merge mai departe. Dacă sunt numai 45 de persoane neprihănite, va distruge Dumnezeu orașul din pricina acelor persoane? Și Dumnezeu spune că nu va distruge orașul dacă sunt. 45 de persoane neprihănite acolo. Avram prinde curaj și mai negocează pentru 5. Dacă sunt numai 40, va distruge Dumnezeu orașul dacă vor fi 40 de oameni neprihăniți în el. Nu, nu o va face nici dacă sunt doar 40. Dar Avram devine insistent acum. Dacă sunt mai puțini, dacă sunt numai 30, dacă sunt numai 20 de oameni neprihăniți. Și Avram a zis, Iată, am îndrăznit să vorbesc domnului. Poate că se vor găsi în ea numai 20 de oameni buni. Și domnul a zis, nu voi nimici pentru cei 20. Dar Avram trage mai aproape șansele pentru acest oraș. Și Avram a zis, să nu te mâini, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai 10 oameni buni. Și domnul a zis, nu voi nimici pentru cei 10 oameni buni. Vreau să liniștit acum. Nu se poate, se gândea el, ca în acele mari cetăți să nu fie cel puțin zece oameni neprihăniți. Dar, totuși, ce este cu aceste cetăți ale Sodome și Gomorii? Tot ce am aflat până acum despre ele ne vine tot dintr-un episod legat de Lot. Mai țineți minte, cred că Lot a fost implicat într-un război între împărații Estului și cei ai Sodome și Gomorei. Se pare că aceste cetăți erau localizate în câmpia Mării Moarte, mai precis în partea de sud a acesteia. Alte cetăți, care mai făceau parte din aceeași regiune, erau cetățile Adma și Țeboimul. Ele formau metropolele câmpiei Iordanului. Cu toate că cetatea Sodome era recunoscută pentru stricăciunea ei, această cetate a fost aleasă de lot pentru a locui în ea după ce s-a separat de Avram. Poate că motivul lui Lot a fost pământul foarte fertil din jurul cetății. În ceea ce privește stricăciunea morală a acestor cetăți, trebuie să spun că ele au ajuns recunoscute pentru ceea ce se întâmplă în ele. Biblia le amintește mereu ca exemplu al stricăciunii și al judecății lui Dumnezeu. Una din practicile acestor cetăți a rămas peste veacuri ca o denumire generică pentru homosexualitate. Sodomia era o practică sexuală nenaturală între bărbați. Cam aceasta era situația cu Sodoma și Gomora. De fapt, o să vedem mai încolo puțin cât de mare este stricăciunea acestor oameni. După ce a sprăvit de vorbit lui Avram, Domnul a plecat și Avram s-a întors la locuința lui, citim în versetul 33 al capitolului 18. Avram a terminat negocierea lui la cifra de 10 persoane cred că o întrebare legitimă este de ce nu a coborât sub acest număr? Părerea mea este că el se temea totuși ca Lot să nu fie cumva pierdut. Chiar dacă Avram ar fi pledat pentru un singur om, eu cred că Dumnezeu ar fi spus, dacă este un singur om neprihănit în cetate, îl voi scoate afară din cetate pentru că nu voi distruge pe cel neprihănit împreună cu cel rău. Cred că aceasta este ceea ce i-ar fi spus Dumnezeu oricum este ceea ce va face. Însă, adevărul trist este că era cu adevărat doar un singur om neprihănit în cetate, Lot. Ionul nu cred că era nici pe departe asemenea lui Avram, dar se pare că nici nu pierduse credința lui în Dumnezeu cu totul. Vedeți, noi nu avem toate datele așa cum le are Dumnezeu. Atunci când Lot s-a separat de Avram și s-a îndreptat către Sodoma și Gomora, ne-am gândit probabil că s-a pierdut. Dar harul lui Dumnezeu este întotdeauna mai mare decât ne putem noi închipui. Mijloacele lui Dumnezeu sunt mult mai complexe decât ale noastre. El vede acolo unde noi nu putem să vedem sau să ajungem, la inima omului. Noi evaluăm, judecăm oamenii după aspecte evidente, lucruri pe care noi le vedem în viața lor. Ceea ce nu reușim noi să vedem de multe ori este motivația din spatele acțiunilor Cred că dacă am reușit să vedem aceste lucruri, multe din atitudinile noastre s-ar schimba. Îmi amintesc despre o întâmplare povestită de un prieten. Odată călătorea cu autobuzul care era destul de aglomerat la ce oră. La un moment dat a urcat o doamnă care s-a oprit lângă scaunul pe care stătea un tânăr. După câteva minute, văzând că tânărul nu are nicio intenție de a-i ceda locul, s-a înfuriat și a început să țipe la tânărul care o privea foarte calm. După ce femeia s-a mai potolit, tânărul și-a scos scârjele de sub scaun și a spus foarte calm. Ajutați-mă, vă rog, să mă ridic, ca să vă pot oferi locul. Femeia a amuțit ca toți cei din jur. Nimeni nu și-ar fi putut închipui acest lucru. Cei mai mulți l-ar fi calificat pe acel tânăr ca fiind prost crescut, fără să bănuiască că ar mai putea fi și alte cauze pentru comportamentul său. „Dragi mei, Dumnezeu cunoaște nu numai atitudinile noastre, dar și motivațiile lor. De aceea, cred eu, trebuie să fim conștienți că Dumnezeu are toate elementele necesare unei judecăți corecte. Nimeni nu poate acuza pe Dumnezeu de o judecată nedreaptă. Dacă oamenii greșesc, nu se poate spune același lucru despre Dumnezeu. Dragul meu prieten, din nou ești confruntat cu un episod despre judecată. Judecata vine în urma nelegiuirii. Poate că nu ești asemenea celor din Sodoma și Gomora, dar vreau să te asigur că niciunul din noi nu este departe de acea stricăciune. La fel cum acele cetăți au fost distruse, va fi distrus întregul pământ. Nu va scăpa niciunul, cu excepția celor neprihăniți. Cred că am mai spus, dar niciodată nu va fi prea mult când este vorba de o problemă atât de importantă. Neprihănirea nu înseamnă cantitatea noastră de fapte bune, ci credința, încrederea noastră în Dumnezeu. Este cea care dă măsura neprihănirii noastre. Nimeni nu se poate lăuda cu fapte bune înaintea lui Dumnezeu, nici măcar Avram. Cu toate că el ar trece un om foarte bun chiar și în zilele noastre, nu de aici a venit neprihănirea lui. Neprihănirea lui a venit din faptul că l-a crezut pe Dumnezeu. Deci, dragul meu prieten, crede-l pe Dumnezeu pe cuvânt. Te întreb care cuvânt? Nu este altul decât ceea ce noi studiem chiar acum: scriptura. Citește acest cuvânt și aici vei avea toate datele cu privire la mântuire. Imaginea aceasta a scoaterii lui Lot din mijlocul cetății cred că comunică și un mesaj privitor la biserică și la timpul sfârșitului. Eu cred că atâta timp cât va fi biserica pe pământ, necazul cel mare nu va începe. Abia când biserica va fi luată de pe pământ, va începe acel necaz. De ce? Pentru că, vedeți, în ceea ce privește biserica, judecata ei a fost doată de Domnul Isus asupra lui. Toți cei ce cred cuvântul lui Dumnezeu, care spune că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, formează biserica. Ei nu pot să mai aibă parte de o judecată, iar necazul cel mare este o parte a judecății cu care va fi confruntat întreg pământul. Vedeți, dragi prieteni, unde suntem. Dacă privim la lumea din jurul nostru, cred că avem o imagine perfectă a ceea ce se petrecea în Sodoma și Gomorra. Interesant este că nu avem o mare deosebire între ceea ce făceau oamenii dinainte de potop și ceea ce fac acești oameni din Sodoma. Nu este nicio deosebire între ceea ce făceau ei și ceea ce fac oamenii societății moderne. Așadar, vremea judecății nu poate fi departe. Dragul meu prieten, nu vrei să te pui la adăpost. Vrei mai bine să fie cel neprihănit care să fie scos din această mare Sodoma aflată în pericolul distrugerii. Lui Dumnezeu ar face o mare plăcere să te scoată din mijlocul ei. O altă lecție pe care o avem aici este cea dată de Avram: compasiunea pentru cei pierduți. Lui Avram nu este indiferent ce se petrece cu Sodoma și Gomora. El nu se bucură că nu este problema lui. Curajul lui de a mijloci trebuie să ne învețe și pe noi despre puterea rugăciunii, despre datoria de a căuta, de a fi activi în ceea ce privește mântuirea celor pierduți printre plăcerile trecătoarele acestei lumi. Fie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne ajute să învățăm fiecare lecție de care avem nevoie pentru a avea o atitudine corectă față de lume și față de cel ce este stăpânul ei incontestabil, Dumnezeu. Rămâneți cu har și pace. Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twrromania@ Căsuța Poștală 19, liniuță 88 București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro. Itinerar biblic. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.